Accident grav în capitală. O șoferiță în vârstă de 30 de ani a pierdut controlul volanului pe calea Văcărești, a intrat într-un pom și a lovit doi oameni care așteptau autobuzul. Ambii se află acum la spital. Una dintre victime, un bărbat de 40 de ani, este în stare gravă. Mașina a intrat pe trotuar chiar în zona unei stații RATB. 6 oameni așteptau autobuzul în acel moment. 4 dintre ei au reușit să se ferească la timp din calea autoturismului scăpat de sub control. Pentru 2 dintre ei însă, un bărbat și o femeie, a fost prea târziu. În urma impactului puternic, bărbatul a ajuns în stare gravă la spitalul Bagdasar Arseni. Femeia a scăpat doar cu răni ușoare. Șoferița, în vârstă de 30 de ani, venea de undeva dinspre Piața Sudului, aici pe calea Văcărești. La un moment dat aceasta a pierdut controlul asupra volanului. Dacă ar fi să ne luăm după liniile trasate de poliție, acest lucru s-a întâmplat chiar în apropierea liniei de tramvai, apoi a traversat două benzi de circulație și a ajuns pe trotuar. Femeia aflată la volan și pasagerul din dreapta au scăpat fără nicio zgârietură. Aveați viteză, nu știu? Nu, nu aveam viteză, am pierdut controlul volanului. Și-ați alunecat aici, pe banda asta. Nu era viteză mare. Era viteză normală. Cu cât se circulă aici. Polițiștii au, în schimb, altă variantă. Din primele cercetări efectuate de polițiști și brigăzii rutiere, se pare că, din cauza neadaptării vitezei la condițiile de deplasare, ar fi pierdut controlul volanului. Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotez, rezultatul fiind negativ. Oamenii legii fac acum cercetări și iau în calcul mai mulți factori. În zona unde s-a produs accidentul se desfășoară lucrări de reparație, iar între benzile de mers există diferențe de nivel. În plus, anchetatorii trebuie să verifice dacă e posibil să fi intervenit vreo defecțiune la mașină. Răzbunare în stil mafiot la Constanța. Un bolid de lux a fost incendiat în toiul nopții. Focul a distrus parțial și o a doua mașină parcată în apropiere. Autoturismul aparține patronului unui lanț de restaurante de la malul mării. Aici e lumină topită, acolo e lumină topită. Asta e cum, cum e prea mult. Acolo, exact, aici. Exact. E posibil din roată sau la... Sau la... la bară. Undeva la bară, la Două mașini au luat foc în miez de noapte în centrul Constanței. Una dintre ele, un bolid al cărui preț sare de 130.000 de euro, a fost făcut scrum. Focul a distrus parțial și o a doua mașină aflată în apropiere. Mai bine de o oră s-au luptat pompierii pentru a stinge flăcările. Pompierii detașamentului Subocotene în Fripit s-au intervenit pentru lichidarea unui incendiu izbucnit la un autoturism parcat pe strada Dragoslavelor în municipiul Constanța. Acesta a fost afectat în partea din față. Flăcările s-au extins și la un alt autoturism parcat în apropierea primului și acesta a fost afectat în partea din spate. Evenimentul s-a soldat numai cu pagube materiale, fără victime, iar cauza probabilă este în curs de stabilire. Autoturismul care a ars complet îi aparține fetei lui Gabi Angel, afaceristul care deține un restaurant celebru în Constanța. Rudele afaceristului spun că în spatele acestei acțiuni de tip mafiot s-ar afla clanul Săceanu. Oamenii susțin că Angel ar fi împrumutat bani de la familia lui Săceanu în urmă cu 10 ani, dar ar fi achitat înzecit această datorie în urmă cu 5 ani. Chiar și așa, susțin rudele afaceristului, amenințările au continuat și au culminat cu atacul de seara trecută. Polițiștii au deschis o anchetă pentru a verifica dacă acuzațiile omului de afaceri se confirmă. În vara anului trecut, același afacerist constanțean a primit o amenințare cu moartea într-un mod inedit. Indivizii necunoscuți au lăsat o coroană funerară pe treptele restaurantului deținut de familia Angel. Pământul s-a cutremurat din nou în această dimineață. Un seism cu magnitudinea de 4,2 s-a produs în județul Vrancea, la o adâncime de 150 de kilometri. Este al doilea cutremur de această magnitudine din ultimele două zile, după ce sâmbătă dimineața a avut loc în județul Buzău, la o adâncime de 139 de kilometri, un alt cutremur și s-a simțit în orașele Nehoiu, întorsura Buzăului, Vălenii de Munte și Slănic. 90 de persoane au fost doborâte de caniculă sau au fost în prag de leșin și au cerut ajutorul echipajelor de la ambulanță. S-a întâmplat astăzi, deși la amiază erau 37 de grade Celsius la soare, câțiva bucureșteni au ignorat canicula și au ieșit din case fără să țină cont de sfaturile medicilor. Luni va fi tot canicul, avertizează meteorologii, și abia de marți se mai răcorește.
Telefoanele dispecerilor Serviciului de Ambulanță București Ilfov sună în continuu de câteva zile, mai exact de când valul de caniculă a cuprins sudul țării. Echipajele sunt trimise rând pe rând la oamenii care au nevoie de ajutorul lor. De sâmbătă dimineață și până acum, salvatorii au avut peste 1400 de solicitări. Mai bine de jumătate dintre ele au fost urgențe de cod roșu și galben. Zeci de persoane au căzut în stradă doborâte de soarele dogoritor. 1399 de solicitări în ultimile 24 de ore. Dintre acestea, 669 au fost urgențe de cod roșu și cod galben. Dintre urgențe, au fost și un număr de 89 de cazuri în loc public. 21 dintre persoanele aflate în loc public cărora li s-a făcut rău au prezentat lipotimii și 16 persoane din loc public au prezentat sincope. Hidratarea este foarte importantă în zilele caniculare. Un pahar cu apă la fiecare 20 de minute ne ajută să suportăm mai bine căldura sufocantă. Băuturile acidulate dulci, cafeaua, ceaiul negru sau berea sunt contraindicate, explică medicii. Se vor consuma zilnic cel puțin 2 litri de lichide. Când vor spune lichide, sunt apă minerală, apă plată, ceai, mai puțin îndulcit, sucuri naturale. Vor fi evitate băuturile alcoolice, băuturile cu conținut ridicat în cofeină. Toate acestea cresc diureza și accelerează eliminarea apei din organism. De asemenea, se vor consuma multe fructe și legume proaspete. Este foarte important ca să nu lăsăm să apară senzația de sete, să ne hidratăm cel puțin cu un pahar de lichid pe oră. De asemenea, este foarte important că atunci când plecăm de acasă și vom parcurge distanțe mai mari în căldură, în soare, să avem capul acoperit cu pălărie de soare, șapcă sau umbrelă. Până marți va fi năucitor de cald și disconfortul termic deosebit de accentuat. Temperatura resimțită va fi de 38 de grade Celsius. Cald va fi și noaptea, când se vor înregistra în jur de 22 de grade. Înarmați-vă cu multă răbdare dacă circulați cu trenul. Garniturile se vor deplasa cu viteză redusă astăzi și mâine din cauza temperaturilor ridicate. Șinele s-au dilatat, iar restricțiile sunt necesare ca trenurile să nu deraieze. Anunțul vine de la CFR, care îi sfătuiește pe călători să se informeze în prealabil în legătură cu modificările intervenite în program. Cele mai mari întârzieri le înregistrează trenurile care pleacă din vestul țării spre București. Călătorii pot ajunge la destinație și cu 2 ore mai târziu. Căldura sufocantă este, iată, în toată țara. Mercurul din termometre a urcat amețitor în ultimele zile, iar valul de căldură devine tot mai greu de suportat. Cât mai ține Așița, ne spune chiar acum meteorologul de serviciu, Meda Andrei. Bună ziua! Bună ziua și bine v-am găsit! Din păcate, vara este de-abia la început. Prin urmare, de acum încolo și până în septembrie, vor fi doar mici oscilații de la o zi la alta, în care temperaturile așa din când în când să mai scadă puțin. Dacă vorbim de zilele următoare, în continuare, în mare parte din țară se vor depăși 30 de grade Celsius, prin urmare, vremea va fi călduroasă. De asemenea, va fi și caniculă în partea de sud și de est a țării pe parcursul zilei de mâine, după aceea marți, adică în partea de sud-vest și de sud, pentru ca ulterior să avem caniculă pe spații tot mai mari. Dar ce este mai important, faptul că disconfortul termic va fi destul de accentuat, și asta pentru că în afară de temperaturi ridicate și umiditatea din atmosferă, de asemenea, este și aceasta ridicată, iar în combinație temperatura cu umiditatea vor determina o senzație neplăcută din cauza acestora. Așadar, puțin probabil să ne răcorim, poate doar așa pe parcursul zilei de marți, atunci când ar putea să fie ceva mai multă instabilitate, însă și ploile care vor fi nu vor face altceva decât să aducă mai multă umiditate în atmosferă. Și dacă tot vorbim de acestea, nu vor fi doar ploi, ci vor fi și descărcări electrice, intensificări ale vântului care pot lua aspect de vijelie și grindină, fenomene specifice sezonului cald,
dar care vor apărea din loc în loc în fiecare zi și pot deveni chiar uneori periculoase. Adică aceste ploi să aibă caracter torențial, de asemenea grindina este un fenomen care poate produce pagube importante, vântul de asemenea. Așteptăm astfel de manifestări în această noapte în vestul și nord-vestul țării. Mâine averse, chiar posibil vânt cu intensificări și căderi de grindină vor fi în vest, în nord și în centru, apoi să apară și în celelalte regiuni. Intervalele cu instabilitate accentuată vor fi destul de scurte, însă aproape în fiecare zi pot să apară astfel de manifestări. Prin urmare, urmează zile atât cu temperaturi ridicate, cât și intervale cu instabilitate, iar atunci când este instabilitate, putem să ne așteptăm chiar și la fenomene care pot să producă pagube, pot să devină periculoase pentru scurt timp. Mulțumim foarte mult! Marea, ștrandul sau muntele par a fi alegerile evidente într-un weekend canicular. Sunt însă și bucureșteni care se distrează altfel, cu paintball, trasee în copaci sau tir cu arcul. Parcurile de aventură au fost invadate de 1000 de tineri care au fugit de agitația din orașe și de canicul. Adrian Păsărin vine cu amănunte. Bun găsit, sute de bucureșteni au ales să se refugieze din calea caniculei în pădurile din preajma capitalei. Cei care au vrut și un plus de adrenalină au avut la dispoziție parcurile de aventură. Aici unde ne aflăm, atmosfera este una destul de animată. Pe lângă o umbră oferită de arbori, vizitatorii își pot testa îndemânarea pe traseele cu obstacole din copaci sau pot încerca senzații tari pe tirolienele de la înălțime. Mai ales că aici sunt trasee de dificultate pentru toate vârstele. Cei care nu sunt adepții acestor distracții la înălțime au ales să se plimbe cu bicicletele pe traseele de aici din pădure sau să ia câteva lecții de echitație. La această oră în București temperaturile au depășit la soare pragul de caniculă, însă, după cum se vede, pădurile reprezintă o alternativă potrivită și un mediu plăcut chiar și în aceste condiții. Sub un soare dogoritor, bucureștenii parcă au opțiuni limitate de distracție, noroc însă cu piscinele. Adevăratele oaze de răcoare pe timp de caniculă, ștrandurile sunt pline până la refuz în acest sfârșit de săptămână. Relaxați pe șezlong cu o băutură rece alături și muzica antrenantă, petrecăreții nu simt că nu ar fi pe litoral. Distracția este la ei acasă și în miezul orașului. Încă de la primele ore ale dimineții s-au format cozi în fața piscinelor din capitală. Oamenii s-au grăbit ca să fie siguri că vor prinde un șezlong liber. E destul de aglomerat. Vă așteptați să fie așa de aglomerat? Sincer, nu. Așteptăm cu emoții să intrăm înăuntru, să ne distrăm și trebuie să avem răbdare, nu? Mai aveți de așteptat. Mai avem, da. Iar odată ajunși în parcul acvatic, distracția a început. Vedetele zilei au fost topoganele cu valuri. Cum este la piscină? Cum vă distrați? E foarte frumos. Cum a fost? Wow, super! Sunt obișnuit, m-am uitat de multe ori. Plăcut, e foarte plăcut. Ai și pe primul loc? Prețul unei zile la o piscină din capitală variază între 30 și 60 de lei. Cei care sunt însă mai pretențioși și preferă parcurile acvatice din apropierea Bucureștiului pot scoate din buzunar până la 150 de lei pentru o zi de plajă. În București mai există și câteva ștranduri care au program prelungit până la ora 22. Cine preferă o bălăceală de seară poate alege dintre ștrandurile Drumul Taberei, Tineretului, Complexul Tei sau Waterpark din Otopeni. Cu toată viteza în mare, un șofer a ignorat legea și pe turiștii aflați la plajă în Mamaia și și-a condus bolidul în valuri. Chipurile în scop practic dorea să lanseze la apă două bărci, doar că din comoditate sau teribilism a avansat mai întâi jeepul în larg până când i s-a părut că apa este suficient de adâncă ca embarcațiunile să plutească ușor. Nu este singurul care confundă marea cu șoseaua. Imaginile în care șoferii conduc cu nonșalanță pe plajă printre prosoape și șezlonguri au făcut în repetate rânduri în conjurul internetului. De ceva timp însă autoritățile nu îi mai iartă, amenzile s-au înăsprit și ajung chiar și la 20.000 de lei.
Nimic nu-l poate opri pe șoferul din imagini. Nici legea, nici turiștii, nici măcar apa mării. Valurile n-au fost o piedică în calea bolidului său. Mașina cu mulți cai putere a avut o misiune simplă: să tracteze în larg două embarcațiuni. Metoda clasică presupune ca barca să fie împinsă de pe nisip în mare. Bărbatului din imagini i s-a părut însă prea complicat și a apelat la metoda proprie, care i-a lăsat fără replică pe cei aflați pe plajă. Mașina lui a dat ture bune prin apa care amenința să o inunde. Imaginile surprinse în ultimii ani cu șoferi care se plimbă cu mașina pe plajă printre șezlonguri, parchează nonșalant pe nisip, după cum se observă și în acest clip, sau chiar folosesc plafonul mașinii pe post de trambulină, au devenit virale pe internet. Cum astfel de episoade tind să se repete, autoritățile au năsprit amenziile. Pe plaja litoralului românesc utilizate în scop turistic se interzice accesul, circulația sau staționarea mașinilor, spune legea. Cine sfidează aceste reguli va scoate mulți bani din buzunar. În primul rând, în zona de îmbăiere nu au ce căuta animale, dar mi trebuie să intri cu mașinile care au elemente care pot, bineînțeles, să se scurgă în apa de mare și apoi să fie periculoase pentru organisme. Iar legea este foarte clară, nu ai voie să faci acest lucru, în special într-o zonă de îmbăiere. În momentul în care faci o astfel de acțiune, îți asumi amenziile aferente. Amenziile sunt până la 200.000 de lei. Vești bune pentru toți salariații. În scurt timp vom putea beneficia de analize și abonamente la privat fără să scoatem vreun ban din buzunar, în limita a 400 de euro anual. O nouă reglementare îi va scuti pe patron de plata impozitelor pentru abonamentele medicale cumpărate a angajaților. Legea așteaptă acum doar semnătura președintelui Klaus Iohannis. Odată aplicată, măsura prin care angajatorului se va scădea din impozitul de 16% datorat către stat suma plătită direct către clinicile și spitalele private va avea numeroase beneficii, spun specialiștii. Reglementarea îi va face pe tot mai mulți angajatori să includă în ofertele salariale abonamente medicale, servicii care au la bază un rol preventiv. Astfel, tot mai mulți salariați vor putea afla din timp și gratuit dacă suferă de anumite boli și cum pot să se trateze. Printre altele, măsura va reduce aglomerația din sistemul de sănătate de stat, iar în același timp se va dezvolta și sistemul privat. Prin faptul că nu se consideră venit de natură salarială la persoana fizică, se poate considera că îi se acordă o primă, un stimulent pentru acel salariat. Eu o văd foarte bine venită măsura și este cu adevărat o măsură fiscală bună. Aleșii au decis zilele trecute ca patronii să beneficieze de facilitate fiscală pentru abonamentele cumpărate salariaților în limita a 400 de euro. Totul după ce în februarie s-a introdus scutirea de impozit pentru angajații care își plăteau singuri abonamentele la clinicile private. Oamenii nu s-au înghesuit atunci să încheie contracte. Dar în momentul în care se permite angajatorilor să le deconteze și se permite mai ales fără să se plătească taxele salariale, care sunt uriașe, atunci măsura va fi cu adevărat stimulativă. În prezent, 1 milion de români au abonamente medicale. 90% dintre aceste servicii sunt plătite de companii pentru salariați. Este forfotă mare la Dăbuleni, patria pepenilor. Anul acesta, lubenița a ajuns în piețele din țară mult mai repede. Un kilogram se vinde cu 2 lei. Unii fermieri susțin că celebrii pepeni s-au copt ușor datorită temperaturilor crescute, însă alții îi contrazic și îi acuză că au folosit tratamente pentru ca lubenița să ajungă mai repede pe tarabe. Mică, mică. Nu e poftă. E bună, nu e cuțitul ăsta mai... E bună? Da. E bună, nu? Are trămânța copt. Marian Tone este unul dintre agricultorii din patria pepenilor. Tipicar din fire și-a îngrijit din timp recolta, iar acum culege roadele, adică pepeni dulci, zemoși, bine copți și naturali, se jură bărbatul, fără tratamente pentru a se coace rapid, metodă ce ar fi des folosită de alți agricultori. Pepenele verde trebuie lăsat să se coacă. În momentul când se coace, mai ales cum sunt căldurile de acum, vedeți și noastră că sunt
la nivelul unde filmăm noi sunt 40 de grade și e ceasul 10 și jumătate, dar gândiți-vă la ora 2-3 după amiază ce va fi. Spuneți-ne, foarte mulți au ieșit cu ele acum pe piață. Sunt coapte așa cum, în totalitate așa cum ar trebui? Nu sunt cum trebuie. Îmi pare rău că spun aceste lucruri de consătenii noștri, dar nu sunt așa cum trebuie. Folosesc anumite tratamente de coacere? Da, unii folosesc. Deci așa ajung lubenițele? Da, doamne, unii folosesc. Dar nu recunosc. Nu recunosc. Sunt mulți care folosesc și nu recunosc. Aici, la Codiță, unde vine din Vrej, are acești perișori albi. Nu sunt coapte. Bun. Noi am vorbit cu oameni care ne-au spus că sunt coapte. E treaba lor, e răspunderea lor. Fermierii susțin că pepenii de dăbuleni au ajuns de timpurii în piețe pentru că, pur și simplu, au fost plantați mai devreme anul acesta. Dulci, dulci! Și coapte și să coc și repede. Acum încep să coacă ținul continuare. Prima zi de recoltă? Prima zi de recoltă. Un kilogram de pepene pleacă din dăbuleni la prețul de 1 leu, iar în piețele din țară se vinde cu 2 lei și 50 de bani. Malul Dâmboviței va deveni zonă de promenadă cu terase și restaurante. Proiectul inițiat de municipalitate se numește Mica Rivieră și încearcă să pună Bucureștiul pe harta marilor orașe europene. Mulți dintre localnici nu văd însă inițiativa cu ochi buni. 5 terase vor fi deschise pe cheiul Dâmboviței, unde bucureștenii și nu numai se vor putea relaxa în următoarele 2 luni. Cât ține vara, se vor întinde pe malul râului mesele care vor aștepta clienții. Dacă lucrările pentru amenajarea primei terase au fost finalizate, iată că au apărut și primii clienți. Ei bine, în aceeași zonă vor mai fi construite alte 4 restaurante, aici, pe malul Dâmboviței, care în curând va deveni o zonă de promenadă. Așadar, până acum o singură terasă din cele 5 a fost deschisă, însă deocamdată lumea nu s-a prea înghesuit. Oamenii spun că sunt alte lucruri de făcut și nu văd cu ochi buni inițiativa primăriei. Se plâng de pildă de mizeria de pe malul Dâmboviței. Adică terasa trebuie să aibă, când stă unul aici, de exemplu, trebuie să vadă ceva frumos, să zicem, aici apare mai mult ca un canal decât un loc frumos să stai cu prietenii, să, nu știu, bezi cafea. Nu este o idee bună. Ce? Nu știu. Dar trebuie să fie cât mai liber, așa, cât mai... Adică terasele fac gunoi, fac... Bine, depinde de cel care organizează terasa și cum ce-o gospodărește, ca să nu fie mizerie și tot felul cum se întâmplă prin multe locuri ale orașului. Părerile sunt însă împărțite. Foarte frumos, foarte frumos, o idee foarte bună, așa mi se pare. Dezvoltă foarte mult zona centrală, probabil că și turiștii vor veni pe măsura așteptată. Iahtul care a aparținut lui Dinu Patriciu este din nou scos la vânzare. Care este suma pentru care puteți avea embarcațiunea de lux? Aflați imediat la știri. Incendiu violent în localitatea Buhuș din județul Bacău. 2 familii au rămas pe drumuri după ce focul le-a mistuit casele în această dimineață. Localnicii le-au sărit în ajutor cu găleți cu apă până au sosit cele 4 autospeciale ale pompierilor. Din fericire, nimeni nu a fost rănit. Pagubele sunt însemnate, iar proprietarii nu au asigurare. Două locuințe au ars ca o torță spre disperarea proprietarilor. Focul ar fi pornit de la o lumânare lăsată nesupravegheată. Flăcările s-au extins în câteva clipe și amenințau să cuprindă și alte gospodării aflate în apropiere. Fumul gros s-a putut observa chiar și de la kilometri depărtare. Panicați, localnici au chemat pompierii. Mai bine de 2 ore s-au luptat echipele de intervenție pentru a pune capăt vâlvătăii. Oamenii legii au deschis o anchetă pentru a stabili cauza exactă a producerii incendiului. Tragedie în județul Prahova. O adolescentă de 15 ani s-a înnecat la o balastieră aflată între localitățile Moara Nouă și Valea Călugărească. 13 pompieri militari au intervenit cu o autospecială, o barcă pneumatică și o ambulanță smurt pentru a scoate corpul fetei din apă. La fața locului s-a deplasat și o autospecială a serviciului de ambulanță Prahova. Adolescenta a fost găsită în stop cardiorespirator și supusă manevrelor de resuscitare 10 de minute, însă fără niciun rezultat. Tragedie la Sibiu. O fetiță de 2 ani a murit după ce a fost lovită de un cal la ferma din localitatea Marpod, unde părinții ei sunt îngrijitori. Potrivit primelor verificări, copilul a ieșit din casă după ce s-a trezit și a mers direct în grajd, unde cel mai probabil animalul s-a speriat și l-a lovit mortal.
Polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili exact ce s-a întâmplat și ce măsuri se impun. Panică la Timișoara, unde o mașină a luat foc în parcare. Doi localnici au intervenit cu extintoarele, însă nu au reușit să oprească vâlvătaia. În cele din urmă au fost chemați pompierii, care au ajuns repede la fața locului și în câteva minute au reușit să pună capăt focului. Cauza probabilă a incendiului a fost un scurt circuit electric, au explicat reprezentanții echipelor de intervenție. Ursul pentru găsirea căruia s-au mobilizat zeci de oameni în județul Mureș a fost găsit mort. Zeci de vânători, pădurari și jandarmi au căutat cu orele animalul rănit grav după ce fusese lovit de o mașină. O mobilizare dramatică a avut loc în județul Mureș pentru a da de urma ursului rănit grav. Animalul sălbatic fusese rănit de o mașină. Imediat după impact, cu ultimele puteri, ursul a dispărut în pădure. Zeci de vânători, pădurari, reprezentanții jandarmeriei, gărzii de mediu și ai gărzii forestiere au luat parte la căutări în încercarea de a-l găsi și salva. Ursul a fost găsit în pădure, decedat, având leziuni incompatibile cu viața, acestea probabil survenind după accident. Autoritățile au fost alertate după ce un localnic a anunțat la 112 că în curtea lui se află un urs. Până la sosirea vânătorilor, animalul dispăruse. Potrivit reprezentanților Direcției Sanitar-Veterinare Mureș, numai în această săptămână au avut loc 3 atacuri ale urșilor în județ, 2 asupra oamenilor și unul asupra unei turme de oi. Iahtul care a aparținut lui Dinu Patriciu este din nou scos la vânzare. Proprietarul actual a plătit pe el 35 de milioane de euro, iar acum cere cu 1 milion de euro mai mult pentru ambarcațiunea de lux. În urmă cu 6 ani, Dinu Patriciu a lansat la apă în portul italian Ancona iahtul pe care îl botezase Darlings Danama. Embarcațiunea de lux are 4 nivele și este dotată cu un apartament master, unul prezidențial, 4 camere duble, un lift din sticlă, o sală de fitness, aparatură de ultimă generație și jacuzzi pe punte. 2 ani mai târziu, în 2013, afaceristul a decis să vândă iahtul. A cerut atunci 44 de milioane de euro. Patriciu fusese afectat de criza economică și avea nevoie de lichidități. În cele din urmă a luat pe iaht 35 de milioane de euro. Noul proprietar a folosit vasul pentru a-l închiria contra sumei de aproximativ 400.000 de euro pentru croaziere de o săptămână. După aproape 4 ani, acesta a scos și el iahtul la vânzare. Fostul vas al lui Dinu Patriciu poate fi achiziționat acum pentru suma de 36 de milioane de euro. Emoții mari pentru elevii claselor a 12, aproximativ 145.000 de absolvenți de liceu susțin examenul de bacalaureat în prima sesiune. Cei care au trecut de probele orale mai au încă un hop, examenul scris. Tinerii susțin mâine proba scrisă la limba și literatura română. Marți, doar un elev vor susține proba la limba maternă, iar miercuri se vor întoarce în sălile de clasă pentru proba obligatorie a profilului. Vineri este programată proba la alegerea profilului și specializării. Rezultatele finale se vor afișa pe data de 10 iulie. Candidații trebuie să respecte o serie de reguli dacă nu doresc să fie eliminați din sala de examen. Se interzice să aibă asupra lor orice fel de lucrări care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor. Le este interzis de asemenea să introducă în sălile de examen ghiozdane, sacoșe sau poșete. Elevii le vor lăsa în sala de depozitare stabilită de Comisia de Bacalaureat. Anunț îngrijorător al Institutului Național de Statistică, avem tot mai puțini elevi și studenți. Datele oficiale arată că am pierdut cel puțin 45.000 de copii care nu mai figurează în anul școlar și universitar 2016-2017. Cele mai recente cifre dezvăluie că unui profesor îi revin în medie doar 15 elevi. Comparativ cu anul precedent, doar învățământul profesional a mai înregistrat creșteri, dar a rămas în continuare cel mai puțin reprezentat în totalul populației școlare. INSE mai arată că cele mai accentuate diminuări ale numărului de elevi înscriși în anul 2016-2017 s-au înregistrat în învățământul liceal, primar și gimnazial. De la 1 septembrie, băncile ar putea fi obligate să elimine comisionul la retragerea banilor de la bancomat. Directiva Uniunii Europene trebuie să mai treacă de plenul Parlamentului. Dacă proiectul de lege va fi votat, clienții băncilor ar putea să retragă numerar de la orice bancomat, fără comision.
Clienții băncilor ar putea retrage din toamnă bani cash de la orice ATM, fără niciun fel de comision. Măsura ar putea intra în vigoare peste 3 luni și va fi obligatorie pentru toate băncile. În prezent există 5 bănci care au comision zero la retragere de la orice ATM din țară, iar alte două bănci nu percep comision la retragerea de numerar din străinătate. Trebuie totuși să fie îndeplinite o serie de condiții. Printre aceste condiții, unele bănci percep încasări de minimum 2000 de lei pe lună, altele solicită minimum o tranzacție online lunară, iar celelalte bănci cer efectuarea de minimum 700 de lei a plăților cu cardul. Cert este că piața bancară trebuie să absoarbă clienți, iar eliminarea acestor costuri va favoriza un număr mai mare de beneficiari de conturi curente. La nivel european, România se află pe ultimul loc în clasamentul educației financiare. 95% dintre români ar dori să afle mai multe informații despre conturi sau plăți, însă datele arată exact procentul invers. Doar 5% dintre cetățeni sunt informați corect despre activitatea financiară.